Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit la Oameni și Fapte și în această seară. Vom discuta despre situația celui mai mic și mai năcăjit oraș al Văijiului în această seară. Sigur, după cum ați ghicit, despre Aninoasa. Au fost tot felul de zvonuri lansate în mass media, scrisă sau audiovizuală, locală sau națională, despre falimentul efectiv a acestei localități. Sigur, știți care este situația localității după închiderea minei, greutăți, probleme, datorii, deși nevoile sunt aceleași ca peste tot. Pentru a discuta despre prezentul și, totuși, viitorul acestei localități, am alături de mine, în această seară, în studioul televiziunii Parâng, pe domnul Adrian Albescu, viceprimarul orașului Aninoasa. Bună seara, domnule Albescu, bine ați venit în studioul televiziunii Parâng. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sigur, atât dumneavoastră, stimați telespectatori, care ne urmăriți emisiunea din celelalte localități ale Văijiului și mai cu seamă din Aninoasa, puteți participa la realizarea acestei emisiuni, să veniți cu întrebări și mai cu seamă cu scurte comentarii pe tema pe care am anunțat-o. Poate aveți idei pe lângă ideile pe care vi le vom prezenta noi legate de viața acestei localități, de posibilitățile de extindere a unor activități în această zonă, pentru ca și viitorul acestui oraș cât de cât să fie cert. 0254-540000, telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct după prima pauză publicitară, 0724-890163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, și adresa de e-mail la televiziunii Parâng pentru e-mailul tvparang@yahoo.com. Pentru aceia care încă nu știți, vă reamintesc, puteți să ne urmăriți și pe internet, Oameni și Fapte, tvp.blogspot.com. Emisiunea noastră se poate viziona în direct. Și pe această cale puteți face intervenții în direct. Aștept așadar, împreună cu domnul Adrian Albescu, întrebările dumneavoastră, scurtele dumneavoastră comentarii. Domnul Albescu, să începem discuția noastră. După cum spuneam, în mass media au apărut tot felul de zvonuri, insolvența, închiderea, falimentul și așa mai departe a primăriei din Aninoasa. Nu este chiar așa, pentru că, sigur, acolo se fac eforturi, situația este dificilă, dar nu putem vorbi chiar de un finish a unei autorități locale, a unei primării, a unui oraș. Să prezentăm telespectatorilor noștri, vă rog, practic, care este situația, de fapt, din punct de vedere social și economic a acestei deosebite, totuși, localități cu tradiție minerască din Valea Jiului? Ca să sintetizăm un pic situația socială, Aninoasa este, într-adevăr, o localitate minerească, sau a fost, mai bine spus, o localitate minerească, care în anii 2006-2007 a rămas ca o amintire, mina Aninoasa, mină care a fost deschisă în anii 1885. Una dintre primele mine care una din primele mine din Valea Jiului și, dacă nu mă înșel eu, a treia ca adâncime. Deci și una dintre și cam a treia a fost și ca număr. Da, da. Petrila Vulcan, Aninoasa, din câte știu eu. Da. Din punctul ăsta de vedere, situația e destul de grea pentru că sunt destul de mulți disponibilizați. Mai sunt și oameni care încă lucrează la alte unități miniere, mă rog, pensionari. Din punct de vedere economic, totul se leagă tot de acest, să spun eu, eveniment social. Pentru că toată lumea
este legată și financiar. Existența gravitează în jurul mineritului. Exact. În Valea Jiului în general. Și în Aninoasa general. Poate într-un mod, mai special. Mai special, pentru că, virgulă, chiar nu avem alte societăți mari pe teritoriul nostru. Și de aceea, mă rog, zic eu, și de aceea s-a ajuns la această situație destul de grea a orașului, din financiar vorbind. S-au acumulat foarte multe datorii din urmă și am ajuns în situația în care este foarte greu să mai ții pasul cu datoriile, domnule, cu plata datoriilor. Revenim la problema asta cu datoriile. Mult a fost mediatizată știrea conform căreia totuși mina Aninoasa n-a murit, se ecologizează, se aranjează, se face muzeu, se nu știu ce, și tot datorită minei va fi o posibilitate de relansare sau reașezare a vieții chiar economice pentru orașul Aninoasa, venind turiști, făcând acolo activitate mai extinsă, să fie niște fonduri cu care să vă puteți cât de cât derula. Ce s-a întâmplat cu acest proiect atât de elogios, mediatizat la vremea respectivă? Există într-adevăr un proiect de închidere, ecologizare și mină muzeu, care la momentul de față, la care s-a stopat finanțarea de către Banca Mondială, nu știu exact. A fost doar finanțare pe Banca Mondială, da, sau au fost și alte surse? Nu, doar finanțare de la Banca Mondială. Dar, sincer să fiu, eu consider că era foarte greu de susținut financiar o astfel de activitate, pentru că o mină, fie ea și muzeu, are niște cheltuieli permanente și obligatorii, care nu știu dacă le putea susține primăria, chiar dacă am fi ajuns la finalul proiectului să... În momentul când a fost demarat acest proiect, totuși s-a făcut, s-a gândit de oameni care știau și pe niște baze considerate reale s-au obținut și acei bani și promovarea proiectului de către Banca Mondială. Că nici cei de acolo nu dau bani așa, mai că dăm că săraca Aninoasa sau ne plac nouă ochii primarului sau secretarii sau nu știu cui de acolo. Acum, nu eram în primărie la momentul respectiv, prea multe detalii nu aș putea să vă dau decât din documentele pe care le-am studiat și eu în timpul scurt de când sunt în primărie. Din câte am văzut eu, acel proiect a avut un proiect de bază care s-a modificat de vreo câteva ori ulterior, pentru că au întâmpinat tot felul de greutăți și tot felul de alte situații decât le-au prevăzut. Imprevizibile sau neprevăzute. Exact, da. Și atunci, probabil că lucrările au fost mai ample decât s-au așteptat și s-au terminat banii. Ei au fost mai ample și probabil și altele, că exact cum spuneați mai înainte, mineritul are cineva impresia că este cunoscut, este așa, un fel de, nu chiar joacă, da? Poate să-l facă oricine, să-l promoveze oricine, să-l susțină oricine. Ia că nu e chiar așa, că în subteran îți trebuie aeraj, îți trebuie exact întreținere de galerii, evacuare ape, ape subterane, sigur. Controlul și metanului, existenței metanului, dacă e cazul și așa mai departe. Poate chiar cu metanul pe primul loc, ca exploatezi, neexploatezi, metanul se emană. Aceste lucrări sunt lucrări pe care nu le pot face decât specialiști care trebuie plătiți până la urmă. De oameni care cunosc, sunt autorizați chiar pentru așa ceva. Exact. Și apropo de minerit, se discută acum de îmbătrânirea forței de muncă din minerit. Păi așa este, un miner nu se formează, gata, am angajat pe Gheorghe și l-am făcut miner. Trebuie cel puțin 4 ani de zile, câțiva ani de zile. Păi nu se formează și nici nu s-au făcut angajări în ultimii ani. Eu, dacă mă rețin bine, prin anii 2000 au fost niște angajări, să zicem, mai masive, așa, undeva la vreo 200 de persoane. Dar de atunci nu s-a mai făcut nicio angajare. Au ieșit și de toată lumea, exact, cu disponibilizări, cu așa mai departe. Toată lumea, restructurările care s-au produs până acum, în majoritatea lor s-au produs prin
ieșirea la pensie, mă rog, mai mult sau mai puțin forțat cu ordonanță, care te duce cu un an sau doi mai în față, dar vârsta medie e destul de mare, zic eu, în minerit, pentru că tineri nu s-au angajat. După 97 a fost o perioadă destul de lungă când nu s-au făcut angajări deloc. Era și normal, adică dăm oameni afară, le dăm bani da, și da. Angajăm la alții la care le dăm și alți bani. În 2000 eu rețin, pentru că întâmplător lucram la Ninoasa și acolo s-au angajat 20 de oameni în anii 2000-2001, nu mai rețin chiar. Exact. Puțin. Puțin de... și foarte puțin mai lucrează. Mulți au plecat, din câți cunosc eu. Care este situația minei la momentul de față, domnul Ambescu? Situația minei a Ninoasa este... Adică a investiției acestui ecologizată, proiect, urmează să, să fie făcută recepția clădirilor, mai sunt ceva lucrări pentru că s-au mai deteriorat. La suprafață, în subteran, nu există nimic. Era vorba de un tunel care traversa zona, de la zona Ninoasa la zona Piscu, Priboi, care urma să fie muzeul respectiv, era o galerie care, mă rog, era, până la urmă s-a dovedit a fi mult mai deteriorată, pentru că bănuiesc că era de la începutul minei. De multă vreme, da. Exact. Am găsit niște documente cu zilele trecute, de prin 1930, în care se amintea despre acest tunel Piscu. La primărie sau? La primărie. Niște hărți, mă rog, am căutat niște hărți pentru... că aveam nevoie de ele la... aveam o întâlnire cu primăria pentru șan, pentru delimitarea unității UAT-ului. Pentru că sunt niște discuții față de vechile hotare. Da, sunt alte aspecte care trebuie să le aibă primăria. Iată că descoperiți documente vechi, poate mai descoperiți și altele și totuși înșghebați un mic muzeu acolo legat de minerit și mai ales de istoria acestei mine, care poate chiar n-ar fi chiar lipsit de importanță să aveți și așa ceva acolo, că tot cultura înseamnă și acest lucru. Fără doar și poate, numai că și înșghebarea unui muzeu presupune niște utilaje sau niște documente. Utilaje, sediu, cheltuieli și iară cheltuieli, ajungem la cheltuieli. Și... deci spuneați de suprafață, în subteran e pus lacătul, nu mai... Subteran este închis absolut tot, este turnat pe toate puțurile de acces, turnată placă de beton, așa cum prevede proiectul normele, și da. Normele. Deci nici nu poate fi vorba de subteran, din punctul meu de vedere. Sigur, după cum subliniați... Eu am și lucrat la mine și îmi dau seama cam ce înseamnă să redeschizi o astfel de lucrare în care s-au băgat probabil sute mii de tone de steril ca să o... Să o blochezi. Să o blochezi, exact. Păi, poate urmașii noștri, domnule Albescu, ori deschide mina Aninoasa, mina nu știu care, Petrila, Cutare și vor exploata fier în loc de cărbun. Prima dată, dacă acest combustibil solid, totuși încă de valoare, pe plan mondial, nu va fi redescoperit și utilizat sub alte forme sau poate se vor găsi forme moderne, după cum am văzut exploatarea lichidă a cărbunelui cu alte tehnologii de... Nu știu ce s-a întâmplat la celelalte mine, dar eu am rămas la Ninoasa până în ultimele zile și într-adevăr a rămas mult fier și multe utilaje în mine, pentru că nu știu din ce motiv a fost grăbită închiderea așa. Eu personal consider că se putea face un program de recuperare mai bine pus la punct. S-au recuperat în mare parte. Dar cele au rămas care utilaje. Au fost la îndemână, probabil, da, domnul da. Au rămas multe utilaje. În minele din Valea Jiului există mii de tone de fier. Și fier nu mai vorbim. Da. Poate au trecut în conservare și nu s-a spus la nimeni. Și așa, pentru rezerva generațiilor viitoare. Da, puțin de mai greu de crezut acest lucru, dar, mă rog, bine că știm că avem rezerve de fier acolo, alții mai deștepți ca noi, pentru că de-aia au făcut ceea ce au făcut și au făcut rezerve inclusiv de țiței, inclusiv de
în gropile pe care le-au avut în saline și așa mai departe, putem da exemplul Germaniei, care nu are petrol ca resursă naturală, dar are foarte mulți ței ca stocat. Rezervă stocat. Pentru... Pe cel puțin Minarinoasa, eu din câte mi-amintesc, avea rezerve de cărbune pentru cel puțin încă 50 de ani. Încă cel puțin mai mult din câte știu și eu, domnul Albescu, în ritmul de exploatare din 1989, când Valea Jiului extragea 13 milioane de tone, dacă rețin bine minte, și acum avem și... Rog, și sigur, și cu personalul care exista atunci, dar mă rog, asta este o altă poveste și este regretabil că discutăm la trecut cu a fost odată. Și din păcate vom discuta și despre alte unități. Tot la trecut. Discutăm și despre alte unități și, din păcate, n-aș vrea să cobesc sau așa, să discutăm despre Valea Jiului în general. Da. Vedeți, chiar astăzi am fost la o conferință de presă unde s-a prezentat un fapt care nemai întâlnit din istoria consumului de energie în România. S-a înregistrat la începutul acestei luni cel mai mic consum de energie electrică în România de când există aceste măsurători și producția de energie electrică în țară. Păi, nu mai consumă probabil populația, vedeți, poate debranșări, nu știu ce, mai puțin afectează acest lucru consumul general de energie, dar nu mai consumă strunguri, nu mai consumă unități economice, se închide. Nu se mai cere energie electrică. În acest context, sigur, și cărbunele este privit altfel, nu mai trebuie. Păi, e normal să fie așa, pentru că la momentul la care s-au gândit aceste producții, aceste unități de producție, altul era ritmul economiei în România, alta era cererea. Duduia, într-adevăr, economia. Acum, ne place sau nu ne place, un prim-ministru trecut. Duduia mai mult decât acum. Și apare, mai departe, apare problema tuturor acestor aparate electrocasnice ecologice, economice, care scad mult, din punctul meu de vedere, foarte mult consumul Bine, acest, de energie. Acest aspect este benefic, așa trebuie. Este și... benefic, numai că noi avem gândită producția de energie electrică pe altă structură, cu un consum mult mai mare, inclusiv cel casnic. Eu pot să dau exemplul meu, că nu mai am niciun bec pe incandescență. Și asta reduce consumul cu 60-70%. Cam media, cam jumătate. Da, dar nici nu vedeți așa de bine ca și cu un bec dinainte, domnul Albescu. Trebuie să punem două becuri de alea să înlocuiască unul de ăsta. Bun, dar cele două consumă 20 de W și acel unul consumă 100. Oricum, una peste alta este... Oricum este o economie. Este altceva decât înainte. Din păcate, asta este situația legată de minerit și de consumul de cărbune. Depindem de factorii decizionali, de cei care diriguiesc prezentul și viitorul mineritului din această țară, sigur și mineritul de huilă, dar, din păcate, măsurile care sunt luate nu sunt benefice din punct de vedere social. Măsuri care sunt anunțate a fi viabile în foarte scurt timp și avem exemplele cu complexul energetic și alte exemple din țară, lignitul, mineritul nemetalifer, se duce totul de râpă. Din păcate, asta este situația. Acum, eu consider că n-ar fi chiar benefic să numai să ne lamentăm și să ne... Trebuie să vedem ce putem face și la nivel național. Și trebuie la găsite nivel local. Soluții și, vedeți, asta este, domnul Albescu, nu avem, se discută strategii, salvăm Valea Jiului, salvăm, nu știu, Maramureșul, salvăm pe cine mai salvăm. Dar toate aceste programe, după cum spuneam, peste scurtă vreme sunt date uitate prin sertare, nu mai sunt materializate. Și efectul lor social este cel pe care îl vedem. Peste tot șomaj, oameni care...
nu știu până la urmă din ce bani se vor plăti și acești șomeri, pentru că acele fonduri sunt susținute, create tot de cei care muncesc. Absolut. Și la momentul de față avem cam 4.500.000 de angajați, din care peste 2 milioane la stat. Dacă nu vom încuraja sau nu vom întări sectorul privat, nu știu unde și cum vom mai putea rezista, dar mă rog, asta este altă chestiune, tema discuției noastre este alta, să nu intrăm în politică, este problema politicienilor, de-aia sunt acolo, de-aia am ales să găsească variante viabile pentru cei aleși. Deci, cu Mina Ninasa este clar, nicio din șansă de a fi folosit ceva ce a fost acolo pentru a crea o activitate economică cât de cât viabilă și benefică pentru localitatea. Nu e chiar așa, adică șanse ar putea fi, pentru că acele spații, acele hale care au rămas în picioare și care sunt cât de cât puse la punct, se pot folosi și în alte scopuri. Au utilități, au curent, au curent, chiar utilități... și acces pentru vagoane, pentru CFR-ul. Nu aveți... Nu mai auto. Acces cu vagoane aveam doar în depozitul de la Iscroni, care nu... E mai departe un pic. Dar bine, totuși este legat, dar este acces cu mașina posibil, până în incintă, cu o suprafață foarte mare de teren. Poate odată o să mergem și chiar o să vedeți... Facem emisiune la fața locului. Noi chiar am început să zicem, să forțăm un pic nota, să căutăm investitori, firme care să vină. Avem la momentul acesta o persoană care intenționează să facă o fabrică de peleți și de centrale termice pe peleți. Mai el are mai multe în plan, numai că cu asta vrea să înceapă. De asemenea, au mai fost niște reprezentanți unei firme de la Mintia, de lângă Mintia, de canapele, care ar fi interesați, pentru că nu mai au spațiu, nu mai au personal să angajeze și ar fi fost interesați să facă să o să-și extindă activitatea în altă parte, da. Și... Au rămas destul de impresionați și de halele de la mine, numai că acolo mai este un pic de lucru, pentru că nu sunt utilitățile, și de halele de la fostul CLF-ul, care sunt private, până la urmă... Livezeni, în da, la Livezeni, care au avut aceeași destinație în ultima vreme și, din câte am înțeles, au și utilajele acolo. A fost o altă firmă care... Tot de prelucrarea lemnului ceva? Tot de mobilă, de fabrică, de canapele în principiu. Cam de câte locuri de muncă? Sigur, ați avut niște discuții și da, deocamdată întrebare. Suntem la nivel de discuție, dar ei ar vorbi de circa 200 de persoane. Ceea ce pentru Ninasa ar fi extraordinar. Eu zic că e mult și pentru oricare. 20 de locuri, da. Sunt... Pentru că noi avem 5.000 de locuitori, 200 de persoane, dacă o luăm așa procentual, e destul de mult, pentru că din 5.000 sunt, eu știu, 2.000 copii, nu? Ar fi foarte, foarte bine. Eu am văzut că sunt interesați. Au luat legătura cu firma cui a fost construcția, cui este, de fapt, care este în insolvență. Apropo de insolvență. Au luat legătura cu șeful de la cadre de la firma respectivă și noi am dat-o sprijinul și am adunat liste cu oamenii din anii noastre care au lucrat acolo ca să... Cât de se pricep, sigur. Exact, că ca să nu ia de la zero, pentru că nu poți să-l pui pe investitor și să facă... acest aspect ar fi bun pentru orientarea către Aninoasa. Deja au oameni calificați sunt sau parțial calificați câteva zeci de oameni care efectuarea și cei care știu învață pe ceilalți. Exact, asta era și ideea lor. Au spus, dom'le, noi vom angaja și oameni necalificați care nu se pricep, dar hai să începem cu cei calificați, să nu fac eu acum școală profesională acolo, să-i învăț. E mult mai greu și mult mai... Sigur, ar fi foarte bine. Deci, ne-ați vorbit de două oportunități deocamdată pe care Aninoasa le-ar avea. Această fabrică sau fabricuță de centrale și de peleți, ați spus, da?
și prelucrarea lemnului, deci canapele care ar fi... Da. Am înțeles că firma respectivă, am și eu ceva informații pe acest domeniu, merge foarte bine, are comenzi asigurate pe care chiar nu le poate satisface și aceasta este și ideea extinderii activității și în altă zonă, orientându-se către Aninoasa. Da, din câte am înțeles eu de la dumnealor, ei produc undeva la 500 canapele zilnic. Și au solicitări. Dacă o luăm, este un număr mare. Deci este o firmă serioasă, dacă serioasă, exact. Are desfacere și cerere așa mare. Noi s-au deplasat în zonă, noi el le-am acordat tot sprijinul, i-am dus în toate zonele pe care le avem disponibile. Așteptăm să... Domnule viceprimar, am înțeles că ați avut și alte discuții pe acest fond, chiar cu valorificarea terenului, cu ceva producție de lăcrămioare, dacă țin eu bine minte. Da, din câte am înțeles și eu... O chestie foarte originală pentru Valea Jiului. De la o persoană, în trecut a fost în discuție cu primăria Aninoasa, cu fostul primar... Fost administrație. Pentru niște, cum să le spunem, plantații de lătrămioare. Era vorba de niște cantități destul de mari, din câte am înțeles eu, chiar impresionante. Adică undeva la 1 milion de buchete de lătrămioare, am înțeles. Dar nu știu, mă rog, nu s-a găsit înțelegere sau ce s-a întâmplat, s-a asistat. Oricum, domnul respectiv a promis că va încerca să ia legătura din nou cu persoana. Deci ideea nu a fost abandonată. Da, și dacă mai rămâne în picioare, poate că o să o punem în practică. Foarte bine ar fi, domnul Vescu, și benefic pentru locuitorii orașului. Iată că idei sunt, ele trebuie materializate. Trebuie să muncim. Într-un cuvânt. Ați pomenit de insolvență. Care este situația, tot pe fondul acestor știri multe, că primăria Aninoasa se închide, să nu știu ce, este în insolvență. Ce înseamnă insolvența pentru primăria Aninoasa la momentul de față? Dintr-un anumit punct de vedere, primăria Aninoasa, oricum, cel puțin de când suntem noi noua administrație acolo, facem ceea ce prevede această ordonanță vis-a-vis de insolvență, în sensul că oricum nu facem decât să plătim arierate, cum se numesc, datoriile mai vechi de 120 de zile. Pentru noi poate că ar fi un lucru până la urmă benefic din punct de vedere al faptului că s-ar stopa toate penalitățile care curg și noi avem un credit la bancă substanțial, care reprezintă, de fapt, mai mult de 50% din arierate. Domnule viceprimar, ce sumă înseamnă acest credit și să spunem telespectatorilor noștri, ce s-a făcut cu acești bani, dacă s-au luat, a fost neapărat necesar, a câștigat, a beneficiat comunitatea orașului Aninoasa de pe urma acestor bani luați, că rațiunea asta era să luăm niște bani, să rezolvăm niște probleme. S-au rezolvat problemele pentru care au fost destinați acești bani. Chiar în detaliu n-aș putea să vă spun. Suma a fost luată în anii 2006. Domnule viceprimar, suntem la momentul primei pauze publicitare, ca să nu vă întrerup și să aveți o expunere așa fără să intervin eu. Prezentăm publicitatea, revenim și după aceea să vă ascultăm. Ne naștem curioși. Punem întrebări care aduc răspunsuri. Care duc la și mai multe întrebări. Însă, fără să ne dăm seama, uităm să ne mai întrebăm. De ce să nu rămânem curioși? Cu tehnologia digitală de la UPC, descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. La UPC, ai un pachet uimitor la doar 65 de lei, iar în primele 4 luni, experimentezi mai mult la același preț.
consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. O fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Rebel, să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Drumul de la domnia bunului plac la cea a bunului simț trece și pe la CNA. Sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Continuăm discuția noastră din studio, stimați telespectatori. Tema pe care o avem în atenția dumneavoastră, prezentul și mai cu seamă viitorul orașului Aninoasa. Invitatul serii, viceprimarul orașului Aninoasa, Adrian Albescu. 0254-54000, telefon fix cu tarif normal pentru intervenții în direct din acest moment, stimați spectatori. Dacă doriți să ne adresați întrebări sau scurte comentarii, alături de invitatul meu, vă așteptăm. 0724-890-163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri, tvparang@yahoo.com, adresa de e-mail a televiziunii Parang. Domnule viceprimar, să continuăm discuția noastră. Vorbeam de insolvență și de acest credit. Ce înseamnă în cifre acest credit? Pentru ce a fost cheltuit și, sigur, eficiența investițiilor făcute cu acești bani. Acest credit reprezintă mai mult de 50% de fapt din arierele. Ca sumă, ce sumă a fost? Semnând undeva la 3 milioane jumate de lei noi, la momentul de față. Creditul a fost contractat în anii 2006, din câte știu, pentru tot felul de lucrări de investiții, atelier, școală, reparații, colonii. Care erau considerate importante la și momentul respectiv. La momentul respectiv. Acum eu știu. Deci pentru atelier, școală, la școală? Da, acum nu mi le amintesc chiar toate. Atelier, școală, dotat, este dotat cu tot ce trebuie. Repararea. Această investiție s-a și realizat? S-a realizat, și da, se folosește. Da. Repararea unor colonii pe vale. Ei, și acolo se impuneau lucrări, erau se impună în continuare vechi, pentru că chiar ați și avut evenimente, clădirile, s-au dărâmat acoperiș acolo la, nu mai știu, anul trecut, acum 2 ani. Clădirile sunt foarte vechi și noi ne lovim de, zic eu, două probleme. Odată neplata chiriei. Gradul de colectare este foarte mic în Aninoasa, zic condiții eu. În care nu sunt bani pentru a reinvesti. Și alături de asta și chiriile în sine au rămas la valori simbolice. De, da, 6 lei, 9 lei, ceea ce mie mi se pare destul de puțin, adică nu poți să întreții o colonie. Asta este ca și cu coplata, costă mai mult hârtia, factura, să faci. Exact. Pe lângă faptul că ne lovim de lipsa de seriozitate a cetățenilor, zic eu, pentru că în urmă. Sigur, trebuie spus și acest lucru, mă. Asta este adevărul. Prin faptul că nu își plătesc datoriile și deci, alea chiar așa, chiar mici așa cum cu sunt. Aceste. Și în cazul ăsta, normal că n-ai de unde să aduni niște fonduri să repare o astfel de colonie care are 100 și ceva de ani.
Pentru că sunele din primele chiar de la construcții, începutul din câte am văzut eu deschiderii prin documente, da. În jurul anilor 1890, 1900, 1910. Peste 120 de ani. În jur de 110, 120 de ani, peste 100 oricum. Și atunci normal că ajungi la un moment dat să pierzi ritmul, cum să spun. Și pe lângă acest împrumut, mai avem și alte arierate care, nu știu cât au fost de oportune la momentul respectiv, astfel încât ajungem la 50 și ceva de miliarde, adică 5 milioane și lei noi, care e peste 100 de, 1 milion de euro, dacă stăm să ne gândim, în condițiile în care bugetul primăriei e undeva de euro. 40 de miliarde pe an, adică 4 milioane, din care cel puțin jumătate reprezintă cheltuieli cu funcționare, adică salarii și utilități. Care școală, mă rog, aparatul primăriei. Și în acest caz, normal că ne încadrăm foarte clar în această ordonanță a arieratelor, pentru că noi avem peste 150%, practic, reprezintă din buget arieratele. Și pentru noi, dintr-un punct de vedere, ar fi benefic, pentru că s-ar stopa acele penalități. Poate asta și poate a fost că și rațiunea, să spunem așa, și a promovării acestor idei cu insolvență. Cu... Sigur, și eu am mai spus-o. Eu consider că un primar care își vede de treabă, un primar serios, n-are de ce să se teamă de așa ceva, pentru că mi se pare un lucru normal să nu te întinzi mai mult decât să ajunge plapuma, așa ca să facem la fel, dacă stăm să ne gândim. Și nu văd de ce ar plăti statul sau pentru greșelile unora. Că până la urmă eu le consider greșeli. Dar, domnule, vedeți, foarte bine spuneți așa, facem acasă și foarte bine ar fi acum, sigur, nu legat de anii noastre, ci vorbim la general. Ca fiecare persoană din administrația publică să facă și la locul său de muncă, cu fiind ordonator de credite, să gestioneze acești bani publici ca acasă. La fel spun că am mai spus-o într-una din zile. Eu consider că a fi ordonator de credite este, până la urmă, o datorie și o, cum să spun eu, o sarcină mare, o responsabilitate, nu un merit sau un merit, până la urmă, rezultat în urma alegerilor. Omul care te-a votat și te-a propulsat în funcția în care ești merită să îl reprezinți și să-i susții interesele în așa fel încât să simtă cât de cât o schimbare în bine a existenței sale. Exact. Și până la urmă astea se transpun în fapt prin situația financiară. Situația financiară a primăriei reflectă situația financiară a cetățenilor și duce la, cum să spun eu, la un confort al cetățeanului în urbe, pentru că, să fim obiectivi, în anii noastre nu prea s-a întâmplat nimic în ultimii 20 de ani. Dacă veniți, e cam aceeași și a și fost, de fapt, ca și acum 20 de ani. Eu văd în vale așa, în majoritatea localităților s-a mai schimbat câte ceva. Cât de cât? Cât de cât. Acum gusturile nu se discută, dar s-a schimbat câte ceva. Domnule viceprimar, ați schimbat fosta administrație, sigur ați văzut care este situația la acel moment, ați aprofundat dificultatea derulării activității la primărie. Ce măsuri ați luat împreună cu domnul primar pentru a face ceva în a vă stabiliza situația și din punct de vedere economic și social, după cum spuneam, pentru ca primăria totuși să poată să-și desfășoare activitatea și acolo. Lucrează oameni, trebuie să aibă un salariu, s-au întârziat cu salariile. Sunt probleme deosebite pentru fiecare, pentru familia. Sigur că da, și din punct de vedere administrativ, să spunem, noi am început un program de restructurare, este în curs de derulare, sunt câteva persoane care
Restructurarea înseamnă disponibilizare a personalului deocamdată din primărie sau și... Deocamdată nu, s-a refăcut organigrama, este spre studiu sau spre aprobare, mai exact, la colegii București. Colegii mei prezintă și niște imagini luate din Aninosa, domnule viceprimar. Am putea să le și comentăm, să spunem telespectatorilor, nu știu cam ce este acolo, cam cum... Pentru cine nu știe, asta este primăria Aninosa. Fizic. Înăuntru, sigur că arată un pic mai bine și bine, arată prin... Și prin trebuie oameni, să, mai da. Bine, da. Da, sunt imagini luate în timpul programului din primărie. Lumea își vede de treabă, își face treaba. Nu toată lumea e chiar așa de pesimistă pe cât... Cât s-ar crede. Eu, acum, situația este grea, dar, din câte înțeleg, situația e grea în multe primării și mai ales în primăriile mici. Pentru că aceste primării se lovesc de nu știu dacă de locuri de muncă. Da. Am greșit să spunem în primăriile mici, cam în toate, acum nu 100%, că mai sunt și zone unde lumea se mai descurcă, se mai readaptează, dar probleme sunt exact cum spuneți dumneavoastră în toată țara, la sigur. Primăriile de sate, comune în general și chiar orașe sau poate municipii, acum nu le știm noi toate, dar peste tot da, sunt nu probleme. Știu în țară, dar la nivelul Văijiului sunt probleme mari, de exemplu și la Lupeni, care este un municipiu până la urmă și unul din cele mari și cu venituri. Nu știu cum s-a ajuns acolo, dar se pare că datoriile lor sunt foarte mari, chiar foarte mari. În schimb, am vorbit, de exemplu, cu domnul Păducel, care are niște datorii infime, zic eu, undeva la 4 miliarde, spunea dumnealui. Și noi, ca primăria Aninosa, cu 5 aici avem imagini de pe vale, vale, da? Da. Din sunt acele colonii despre care discutam. Da, asta e fosta intrare la mine. Da. Aninosa. Da, dacă doriți. Construcțiile de pe vale sunt undeva la 100-100 și ceva de ani, cele de la stradă. Sigur. Asta e zona nouă. Asta e zona nouă. Am avut la un moment dat într-un colț o clădire mai roșie, care este fostul club muncitoresc, pentru care am avut și avem un program de reabilitare în derulare. Acolo s-a lucrat, domnule. S-a lucrat ceva, și... da. Am avut un pic de noroc. Avem în derulare un program pentru, de la Uniunea Europeană, pentru canalizare. În Aninosa, pentru că orașul Aninosa... Păi, vom reveni la proiectele pe care le aveți pentru viitor. Sigur, discutăm acum de canalizare și de... Da. Sunt investiții care impun un nivel de trai decent. Să ai canalizare, apă, toate celelalte. Dar e bine mai târziu decât și mai târziu, cum se zice, să se facă, sigur. Că... Da, să revenim la măsurile administrative... Am început să somăm cetățenii care răi platnici și eu am văzut o revigorare. Chiar termenul cred că este corect, domnule viceprimar, să spunem răi platnici, în condițiile în care spuneți că mai ai o chirie sub 10 lei modică, și tu nu o plătești, e rea intenție deja. Sigur, și așa consider, pentru că dacă stăm să ne gândim, nu înseamnă nici măcar un pachet de țigări, o jumătate de pachet de țigări pentru cei care fumează. Da, dar țigara o cumpără. Și, și o fumează într-o zi. Și asta e o locuință pe care o folosește o lună. Și mi se pare un pic prea mic. Care? N-ați avut comentarii, reacții? Uite, păi a venit primarul nou, avem, a venit viceprimarul nou și... Sigur că sunt comentarii, pentru că până acum nu prea i-a luat nimeni la întrebări, se pare. Noi am trimis personalul în teren să evalueze tot ce au construit, mai mult sau mai puțin legal. Acum nu o să-i dărâmăm unui garajul dacă și l-a dar făcut. Să intre în legalitate. Dar să intre în legalitate, să-și facă documentele necesare, să-și plătească impozitul pe terenul folosit, că e al primăriei, nu e proprietate... Domeniul public. Personală. Undeva.
Și sigur că avem discuții. Tot timpul avem discuții, pentru că au fost discuții, comentarii, până la urmă învățați așa. Las că ține și așa. Și acum noi încercăm să ducem lucrurile până la urmă la normalitate, așa consider. Nu facem nimic ieșit din comun, decât încercăm să fim și noi un oraș ca toate celelalte. Petrila îmi spunea, domnul Păducel, că are un grad de colectare de peste 90% a taxelor și impozitelor. E chiar impresionant. Dacă este așa, înseamnă că domnul Bianca Păducel acum eu își face nu, adică și colectivul domniei sale. Nu are rost să luăm acum în discuție culoare politică sau alte, dar într-un fel sau altul cam toate primările s-au descurcat. Ne-am rămas un pic în urmă și încercăm să ajungem până la urmă în ritm. Domnul Albescu, este greu să convingi omul că așa e bine, așa e legal și pentru el este un aspect pe care trebuie să-l respecte, în primul rând pentru el. Atâta vreme cât foloseam termenul, las că merge și așa, nu plătesc, chiar dacă 5 lei, 9 lei sau nu știu cât, profită. Este greu, eu sunt convins că va dura, dar la fel de convins sunt că se poate. Păi, se poate și în timp se trebuie poate să rezolva reușiți. Orice, cum să nu? Nici nu pun problema altfel, eu cel puțin. Și bineînțeles că nici domnul primar, avem o relație bună, nu avem nici motiv, consider eu, să ne aveți doar același interes, nu aveți interese diferite. Eu consider exact că dacă am ajuns acolo, trebuie să încercăm să facem ceva, pentru că, până la urmă, înainte de a fi viceprimar și după ce nu voi mai fi, sunt cetățean al orașului și eu, și domnul primar, și oricare dintre noi care au fost sau vor fi acolo. Și eu așa văd normal să încerci să faci ceva, că o faci pentru tine, până la urmă, sau și pentru tine. Ați amintit de aceste măsuri de restructurare, reorganizare a personalului, domnul Albescu. Altceva, dacă... Păi altceva, în acest sens, sunt măsurile de restructurare, măsurile prin care începem să sumăm răiplatnicii să vină să-și plătească datoriile, să reevaluăm domeniul public și să-l aducem la adevăr până la urmă. În alt sens, am fost deschiși la orice investitor, orice persoană care vrea să facă ceva în Aninoasa. Nu încercăm să-i punem niciun fel de piedică, din potrivă. În acest sens, spuneți-mi, vă rog, ați așteptat doar să vină investitorii sau ați gândit cu domnul primar, cu colectivul primăriei și alte demersuri față de noi investitor, încercat, față de a căuta și a atrage? Am căutat și am încercat să mediatizăm un pic, am mai făcut niște fotografii în momentul în care a venit prima persoană, l-am dus și a văzut tot ce era de văzut și a mai căutat. Oportunitățile zonei care ar fi. Chiar astăzi am avut o discuție, da, cu dumnealui și spunea că ar mai fi cineva care la momentul de față face afaceri în Vâlcea să-l convingă să vină în Vale și respectiv în Aninoasa. Deci noi facem tot ce se cu poate. Cu toate poveștile astea despre Aninoasa, domnule Albescu, totuși Aninoasa are un teren unde se pot dezvolta foarte multe activități și chiar diverse. Iată, discutam de la producția acelor paleți, prelucrarea lemnului, peleți, da? Prelucrarea lemnului, producție de lăcrămioare, care sunt activități diferite una față de alta, dar terenul, zona și, sigur, personalul care ar putea fi angajat din zonă corespunde acestor activități. Vis-a-vis de personal, acum n-aș putea să spun, pentru că și acest domn se lovește de o problemă cu personalul. În momentul în care a venit, nu l-am crezut, dar căuta la un moment dat ceva sudori în argon și foarte greu găsește. Deci asta vis-a-vis de personal. Cu o publicitate mai așa și sunt cei specialiști în Valea Jiului și în argon și în... Sunt, dar
majoritatea care sunt specialiști au și de lucru. Ei, au sigur, dar vedeți, copilul care nu plânge nu-i dă mama, da, cum se zice, deci trebuie căutat. Sigur, acum eu și domnul primar am căutat pe cine am cunoscut, am anunțat, cei care vin cu canapele, la fel am discutat cu oamenii pe care i-am cunoscut și din vorbă în vorbă și afișat la momentul când va fi chiar definitivată discuția. Ce să spun? Noi am avut multe platforme industriale acolo. Dacă stăm să ne gândim în anii noastră, că am avut Auteleu, am avut Sucht, Setelea. O industrie diversă. Exact. Dacă ne gândim bine, fosta mine Iscron este o platformă care s-ar preta la anumite activități. Domnule viceprimar, acolo unde a fost pedal incinta mine Iscron, se întâmplă ceva? E izolat? E închis? Păi și acea zonă a fost parțial ecologizată. La cererea unor persoane au rămas niște clădiri în picioare care, mă rog, rezistă față nu de le prevăd finalitatea de fier vechi, de așa, nu se intră, păi acolo. Rezistă, nu se... că nu mai este decât beton, nu mai este nimic. Deci scos tot și da, din... Sigur. Sigur, dar este o platformă mare și acolo de câteva hectare. Acum, noi am mai avut niște discuții cu niște persoane, niște oameni de afaceri prin Austria anul trecut, dar se pare că nu au avut nicio finalitate. Ce au vrut să facă sau ce au avut în atenție? Sincer, nu prea am vrut să spună, așa decât destul de vag, dar s-au plimbat un pic prin zonă. Noi n-am avut decât să îi ajutăm, să... Vreau să fac un parc de vânătoare, ceva de ceva pe linie de turism. Da, da, da. Dar nu au intrat chiar în detalii și se pare că, nu știu, au renunțat la idee. Mie mi s-a părut oarecum că se va întâmpla asta când am ajuns la discuții vis-a-vis de altitudine, că zona noastră e destul de joasă totuși pentru turism, schi și alte... Dar mă rog, noi am încercat și vom încerca în continuare. Deci, iată, oportunități sunt inclusiv pentru turism, după cum spuneam, de la producția de lăcrămioare până la celelalte activități economice și realitatea dovedește că ceea ce se întâmplă acolo, lângă pod, acolo aveți o hală mare unde se lucrează, am înțeles, se extinde. Da. Sunt spații, este teren. Care este un investitor serios. Lucrează pentru export mai mult. Mai sunt. Și personalul mare parte... Nu e din Aninoasa, pentru că personalul folosit, personalul este calificat, luat de la Urump, din câte rețin eu, în momentul în care Urumpul s-a închis, acel domn a fost suficient de orientat și... ca să atragă oamenii și să facă ceva care pare, se pare că merge. Deci astea sunt și oportunitățile zonei, domnul Albescu. Avem totuși oameni calificați. Au lucrat ei la mină, la... Sigur, nu pot fi puși la lucrări unde se cer autorizări și specializări deosebite, dar cu experiența și voința lor de a lucra, de a munci, pot fi recalificați și... atestați în... Mai sunt și oameni calificați. Eu am lucrat în partea energetică. Sunt persoane calificate să lucreze la înaltă tensiune, să lucreze în mediul cu metan. Sunt niște autorizări destul de greu de obținut. Și eu am fost autorizat pentru centrale telegrafometrice, de exemplu. Și asta, o astfel de autorizare se face, sau pentru mediul exploziv, se face și la toate stațiile PECO, de exemplu, la stațiile de la benzinării. Deci ar fi și personal pregătit în anumite direcții. Mai este personalul care lucrează în topografie, care se poate reorienta la o adică. Și sunt, cunosc, am colegi, foști colegi de la Ninosa, care lucrează imediat după ce au ieșit la pensie, lucrează în domeniu, chiar în domeniu, pe la drumuri, pe la...
Ar mai fi acum, nu în toate domeniile. De nu, sigur, unde se pretează conform calificării, specializării pe care au acești oameni. Domnule Andrescu, ce credeți că ar trebui să facă autoritățile locale în general și, sigur, mai cu seamă în Aninoasa pentru a conștientiza oportunitățile zonei și totuși a atrage investitori din altă parte care să dezvolte activități în această zonă, dacă credeți că autoritățile locale ar trebui să se implice mai mult în, știu eu, sprijinirea, într-un fel, a investitorilor locali. Pentru că și aici nu trebuie, tot discutăm, să vină de altundeva, să facă, să dreagă, să nu știu ce să facă. Dar sunt și în Valea Jiului persoane care ar putea dezvolta și în alt fel unele activități care să creeze locuri de muncă. Sigur că da, noi acum discutăm de starea de fapt de la Aninoasa, dar oricine poate veni până la urmă. Și autoritățile locale consider eu că ar trebui să lucreze mai mult pe mediatizare. Noi în sensul ăsta avem o persoană angajată la punctul de informare, la PAPI, care, din câte știu eu, lucrează la un program și la un site prin care prezentăm chiar toate oportunitățile din Aninoasa, tot ce înseamnă terenuri, clădiri și așa mai departe, ca să-l punem pe net, pentru că netul este bine, cea mai simplă, sigur, cea mai ieftină și la îndemână modalitate de informația. Nu e nici măcar bani pentru deplasări la târguri sau la... Nu putem scoate pentru că situația nu ne permite. Poate viitorul vă va rezerva o surpriză plăcută, să ieșiți cât de cât din acest impas, domnule viceprimar, și de ce să nu spunem, trebuie să fim optimiști. Dacă ne punem cenușă în cap și gata, e sfârșitul lumii, nu vom ajunge niciunde. Sunteți niște oameni energici acolo, domnul primar, nu a dezarmat, deși situația poate pentru alții putea fi considerată dezarmantă și iată că încercați. Și cine eu... încearcă, până la urmă, nu 100%, dar mai un pic, mai... Să vedem, sperăm să înțeleagă și cetățenii Aninoasei că trebuie să vă fie alături. Cu toate cele, ceea ce clădiți ei să nu demoleze, mergând de la facem ascurățenie și mâine la fel, că las că vine primarul și este face... Este și asta o problemă. Este. Dar sunt și cetățeni care participă chiar activ alături de noi. Am făcut și chiar muncă patriotică după ce s-a terminat cu betonatul în anumite zone și era plin de pământ. Sunt și cetățeni care încearcă să facă ceva. Trebuie... Nu caută doar trebuie scuze, caută mijloace. Trebuie convinși toți să facă câte ceva sau poate chiar ceva, adică mai mult decât ceea ce fac. Și, sigur, beneficiile sunt pentru societate, pentru toți cei care încă munciți exact. Și trăiți în acea zonă. Nu faci nimic pentru altcineva. Tot ce faci, faci pentru tine, să-ți facă plăcere să ieși afară din scara blocului sau din curtea casei. Să vină cineva cu drag în Aninoasa ca să vadă ceva, să vadă lume veselă, să vadă... Lumea cu fruntea descrețită, descrețită, nu descrețită. Exact. Să sperăm că va fi așa, domnule viceprimar, și veți constata că omul intră cu fruntea încrețită, dacă tot folosim acești termeni, în primărie și iese de acolo cu fruntea descrețită. Ar fi bine. Trebuie să credeți și veți reuși. Să depășim ultima pauză publicitară și vom reveni să discutăm despre investițiile finalizate sau încă în curs de finalizare, dacă cele începute aveți șanse, speranțe să le terminați în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, dar să prezentăm publicitatea mai întâi. Naștem curioși. Punem întrebări care aduc răspunsuri. Care duc la și mai multe întrebări. Însă
viață. Fără să ne dăm seama, uităm să ne mai întrebăm. De ce să nu rămânem curioși? Cu tehnologia digitală de la UPC, descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. La UPC ai un pachet uimitor la doar 65 de lei, iar în primele 4 luni experimentezi mai mult la același preț. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Rebel, să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Drumul de la domnia bunului plat la cea a bunului simț trece și pe la CNA. Sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Continuăm discuția noastră din studio, stimați telespectatori. Invitatul serii, viceprimarul orașului Aninoasa, domnul Adrian Albescu. Domnule viceprimar, să spunem ceva despre aceste investiții. Ați avut podul, drumul, multă vreme a fost așa un calvar de a merge la Ninoasa din cauza drumului, cât de cât s-a betonat. Ce s-a mai început? Se află în lucru sau ce s-a început și nu mai poate să se afle în lucru, nemai având bani? Să discutăm după aceea și despre activitățile culturale pentru care Ninoasa era chiar cunoscută la nivel național în anii trecuți. Da, să începem cu acel centru cultural numit... Să vorbim despre investiții prima dată. Deci podul s-a terminat, mai podul s-a terminat. Săptămâna trecută domnul primar a fost la Consiliul Județean și am primit ultima tranșă de bani. Deci ați fost sprijiniți și de acolo pentru... Eu zic că da. Am fost sprijiniți destul de bine, numai că sumele sunt foarte mari la noi și... Nu se poate... Ca un fond fără și... sac, un sac fără fund, ce scuze. Vis-a-vis de alte investiții, am demarat și din păcate n-am reușit să o finalizăm cum am propus, promis în decembrie, gazul să ajungă până la Ninoasa, dar avem promisiuni că se va termina până la urmă, e plătit majoritatea lucrărilor, s-au recurățat și verificat toate conductele. Noi avusesem o discuție că se va termina în decembrie, a fost iarna grea. Decembrie, da, s-au 2012. S-au suprapus anumite lucrări, de exemplu la Centrul Cultural, la Clubul Muncitoresc, cum este numit în Ninoasa, unde am prins un program de reabilitare a clădirilor și parțial de dotare a lor, sala de spectacole cu sonorizare nouă, cu lumini noi, sala de popice s-a adus la nivelul de a fi necesar numai utilarea. Aveți speranța vreo în revigorarea acestui sport pentru care Ninoasa în anii trecuți
de gloria Inelitului chiar era cunoscută? Deocamdată mai greu, pentru că trebuie să găsim surse de finanțare pentru aparatură. Deci tot la e adusă, da, până la sala de nunți, cum era numită pe vremuri, a primit o altă utilitate ca sală de sport pentru elevi, utilată parțial cu tot ce trebuie. Ce trebuie. Sala de ședințe s-a refăcut, biblioteca este refăcută, tot ansamblu, pavajul, exterior. Și acolo s-au scos o parte, de exemplu, și din conductele de gaz, ca să putem să izolăm, și urmează să fie puse înapoi. De asemenea, tot în 2012 am început un proiect de vis-a-vis de canalizare la Nioasa, care urmează să fie definitivat în luna iulie. Vis-a-vis de investitori, să zicem, am omis la momentul la care am discutat despre asta și faptul că la Căminul Cultural de la Iscroni am concesionat un ONG în vederea... Și Căminul Cultural, să spunem telespectatorilor noștri, unde este... Pomul Culalele, puțin mai către Petroșan, da. Este o construcție veche... O construcție istorică, de valoare, până la urmă, da. Putem spune ghilimele, sau poate chiar și fără ghilimele, de patrimoniu. Da, sigur, sigur. Și dumnealor ar vrea să desfășoare acolo activități, până la urmă, culturale, tot culturale, să facă și un centru de informare turistică. Pentru Valea Jiului, numai pentru zona... Nu, bineînțeles că nu. Să refacă sala de spectacole, fosta sala de cinematograf, birourile, în sfârșit, deja... Sunt spații cu destinație care sunt, să le dea utilitățile care... Este păcat să o lăsăm să se... Dacă stă, se distruge oricum. Deci e mai bine să se facă și o activitate. Și orice activitate, domnule viceprimar, atrage după sine și personal. Personal și se închide un cerc care, până la urmă, aduce venituri și privaților, și primăriei. La toată lumea, că și primăria încasează de acolo taxe și impozite. Cel angajat încasează un salariu. Sigur că da. Treaba e să meargă, treaba să vină banul, să aibă de unde să se plătească toate aceste... Din păcate, toate lucrurile se mișcă ca în România, greu. Da, dar e bine că se mișcă. Eu văd că totuși... ceva totuși se mișcă și acolo. Vis-a-vis de drum, avem discuții cu ministerele, pentru că în acel program de ecologizare închidere era prevăzut o sumă de bani pentru reabilitarea drumului între cele două incinte sud-nord, care la momentul respectiv, știind că va începe programul de proiectul cu canalizarea, Consiliul Local a solicitat amânarea lucrărilor de reabilitare până când ne permite zona să... Adică n-avea rost să asfaltăm și să vină după aceea să spargă. Și avem discuții și promisiuni, 90% că vom primi acei bani și vom reuși tronsonul, acel tronson de drum care este totuși... Din păcate nu-i cel mai rău la momentul ăsta. Domnule viceprimar, ce s-a făcut până acum? Acel canal și conductele care s-au băgat în mijlocul drumului canalizare, apă potabilă? Canalizare, un proiect de canalizare. Deci despre ce discutați? Da, despre... prin acele ADI, Agenție de Dezvoltare Intercomunitară Valea Jiului, pe canalizare se desfășoară un proiect în mai multe etape, din câte știu eu. La momentul de față, în prima etapă, a fost prinsă Aninoasa și Petrila și urmează și alte orașe. Alte orașe sau alte cartiere, se impune extinderea canalizării. Și acum sperăm ca în cursul anului să primim acei bani, să reușim să asfaltăm și poate cu ajutorul Consiliului Județean rezolvăm și cealaltă parte care e destul de rea, respectiv de la intersecția de la cartierul Bujorului până la podul cel nou peste Jiu. Da, acum puteți vorbi de podul cel nou, că arată și bine și e într-adevăr consolidat, e sănătos. Dacă reușim și asta, eu zic că...
putem păi spune și, că domnule Albescu, pentru că vreți. Și noi vrem. Vă zbateți. Este că primul lucru necesar pentru a face ceva, să vrei. Și aia, restul vin. Da, este regretabil că n-a putut participa la emisiunea noastră și domnul primar. Trebuie să spunem telespectatorii noștri, are o problemă care de nu familie i-a permis să fie în această seară aici, dar poate mai ceva mai încolo veți fi prezenți din nou în studioul nostru și veți putea spune, uite, am reușit și aia, am atras și investitorul ăla și am creat nu știu câte locuri exact de muncă. Dacă mai trece un pic de timp, poate putem discuta mai concret despre ce discutăm acum la nivel de discuție. Eu așa sper. Domnule Albescu, ne apropiem de finalul emisiunii. Să vedem ce aveți de gând, ce v-ați propus împreună, sigur, cu domnul primar, după cum spuneam, cu colectivul pe care îl coordonați, îl conduceți împreună acolo la primăria Ninoasa. Ce lucrări aveți în vedere sau, eu știu, ce demersuri? Dar mai înainte cred că ar fi bine să vă întreb și receptivitatea față de dumneavoastră a factorilor la care ați apelat pentru a fi ajutați și a conștientiza situația grea, dificilă, economică, socială a acestui oraș, sigur datorat în primul rând închiderii Mineia Ninoasa. Acum, factorul la care am apelat sunt Consiliul, până la urmă Consiliul Județean, Prefectura. Eu consider că măsura în care au putut am fost ajutați. Ați avut receptivitate financiară și exact. Din păcate, treaba merge cum merge în toată țara. Nu poți să aștepți să fii tu. Păi chiar și posibilitățile dumnealor, prefectură, mai ales Consiliul Județean, sunt limitate. Nu pot fi, exact cum spuneați, un sac fără fund. Pentru a putea fi sprijiniți mai evident, e nevoie și de implicare politică și chiar la nivel guvernamental. Exact. Și vis-a-vis de această implicare politică, domnul primar are promisiuni de la Consiliul Județean și de la Prefectură în implementarea unui proiect de hotărâre vis-a-vis de un ajutor financiar pentru anii noastre ca să putem ieși mai repede din această situație. De ieșit oricum ieșim, dar cu cât mai repede, cu atât mai repede bine. Adică să reușim să și facem ceva pentru oraș în mandatul ăsta. Așa consider eu, acum nu pot vorbi, dar sunt convins că și domnul primar e. Acestea sunt aspectele care trebuie înțelese și de cetățenii orașului Ninoasa. Aveți o serie de rezolvări de făcut înainte de a vă promova unele proiecte sau lucrări benefice pentru ei, pentru a simți într-adevăr că se schimbă ceva viața în bine, sigur, în Ninoasa. Mi se pare absolut normal și oamenii așteaptă mult de la noi și din păcate așteaptă, domnul Albescu, dar după cum spuneam, trebuie să întrețină curățenia pe care o faceți și mâine să nu începeți de la început, adică să fie să fiți o echipă, să fiți noi ne-am poate implicat, da, și chiar inclusiv o familie în curățenie acolo, că sunteți o mână de oameni, totuși 5.000 de suflete. Vis-a-vis de asta, chiar în iulie-august 2012, am purtat o discuție cu domnul Marius Danci de la Pregoterm, care mă întreba, domnule, ce se întâmplă la Ninoasa, că a crescut cantitatea de gunoi pe care trebuie să o ducem. Păi nu s-a întâmplat nimic, numai că persoanele care trebuiau să facă curățenie chiar fac. Nimic altceva. Decât că încercăm să-i punem la treabă. Da. Lucrul care nu se întâmpla, înțeleg eu. Sau nu întotdeauna, mă rog. Acum fiecare își aduce contribuția în măsura în care e pregătit și poate. Dacă fiecare face chiar acel puțin, nu știu, să ridici o bătie de pe jos. Exact. Eu zic că se schimbă ceva și eu cred și consider că se va întâmpla asta până la urmă. Adică eu am mai avut experiența, să zic, a schimbării unui loc de muncă și a intra într-un alt colectiv și consider eu că am reușit în general să nu să dezbin un colectiv, să îl fac cumva să se apropie. Să se încheie, și atâta timp cât lucrezi într-un colectiv și lucrezi în comun și nu lucrezi
ostentativ ca să faci rău până la urmă, toate trebuie să ducă la un rezultat bun. Mai devreme sau mai târziu. Și consider că și în primărie se poate, și în oraș. Dacă extindem acel colectiv. Pomenați de colectivul primăriei, domnule viceprimar. Cu siguranță, în cazurile, problemele, amânarea salariilor, întârzierea salariilor, au pricinuit fiecăruia necazuri, într-un fel. Dar personalul a înțeles și a venit și la muncă și s-a făcut munca cu responsabilitate. Sigur, nu s-a pus problema. Acum și noi am încercat și am reușit să le aducem cât de cât la zi. Am reușit, e adevărat că pe sfârșitul lunii, adică zilele acestea, să plătim și luna aprilie, să nu fim restanțieri. Nu știu ce se va întâmpla mai departe, dar cred că o să o scoatem cumva la vopsea. Este bine că aveți un colectiv înțelegător și cu toate greutățile nu abandonați. Păi nici sigur, nu aveți voie. Sigur. Nici nu aveți voie. Păi, atunci nu ne-a înhămat. Ce ne puteți spune despre sprijinul pe care îl aveți din partea Consiliului Local? Conlucrați bine? Sunt discuții? Sunt oponenți care se mai știe pe aici, pe acolo? Nu votez nu pentru că nu e bine, nu votez pentru că nu e ideea mea și trebuie promovat exact. De mine. Sau chestii de genul ăsta, domnule Albescu. Deci și primarul și viceprimarul trebuie să fie sprijiniți, să fie susținuți de consilieri în general. Sigur, acum mai sunt și disensiuni în sensul ăsta, mai sunt și păreri contra, dar consider eu că în principiu, așa în mare, hotărârile care, chiar trebuiau luate, s-au luat fără probleme și consider eu că se va strânge și colectivul în viitor. Așa cred. În afară de primar, viceprimar, aveți consilieri activi așa care să vină cu proiecte de hotărâre, cu idei și dacă da, chiar să și dăm niște exemple, să îi lăudăm dacă merită. Ar fi, eu știu, n-aș putea să vă dau exemplu. Toată lumea e activă într-un fel sau altul. Chiar cu proiecte, deocamdată n-am avut proiecte inițiate de mare... Deocamdată deja azi mâine de una jumate. Că... Un an. Un an, suntem în iunie, da. Dar oricum, într-un an ar fi putut fi un pic mai incisive, așa. Toate proiectele astea, până la urmă, ajung tot la partea financiară, știți cum e? Păi, la partea financiară, dar să se vadă cel puțin că, uite, mă zbat pentru ideea, pentru cauza aia, pentru că locuitorii din zona nu știu care au un interes și dacă facem aia, le va fi mai bine. Am avut, da, discuții vis-a-vis de anumite lucrări, sunt, dar nu neapărat ca proiect în Consiliul Local, pentru că acela trebuie susținut. Orice lucrare trebuie să o susții financiar. Așa că povestim și o să o facem când avem bani, destul de greu. Bine, așa, să facem o paranteză, bine ar fi ca în eforturile pe care le faceți în a conștientiza cetățenii pentru a-și plăti aceste taxe și impozite, să fie un salariat al primăriei și poate un consilier local care să se implice și pe teren, da, ne-am gândit în și la această activitate. Nu numai gata, mergem o dată pe lună sau știu eu când sunt ședințe de asta de îndată sau altceva de urgență, mergem, ridicăm mâna, discutăm și asta e toată activitatea de consilier local. Nu, am avut consilieri care s-au mai implicat și vis-a-vis de lucrările făcute la canalizare, au mai fost disensiuni și animozități cu anumiți cetățeni, au avut chiar o problemă cu o stradă. Mă rog, și strada a fost, e un pic mai cu probleme, pe un teren destul de înclinat. Greșeala și a constructorului a fost că s-a apucat de lucru pe perioada iernii, au venit vremea rea, ploi, ulterior nu se puteau
apuca să definitiveze lucrările. Am avut câteva discuții cu cetățenii, au venit în Consiliul Local, am fost împreună cu Comisia de Urbanism. Am forțat un pic, am încercat și am presat și până la urmă deci, am murit. Chiar cu discuții cu așa se da, poate. Da, am mai avut niște discuții. Și vedeți exact în aspectul în care, pe care îl semnalam. Cetățenii trebuie să fie aproape de dumneavoastră, altfel acum e mai greu. Am observat că de câteva luni încoace sunt câțiva cetățeni care chiar participă la ședințele de Consiliu și chiar eu consider că e un lucru benefic. Și poate vin chiar și cu mai comentarii vin și cu idei, și cu mai idei, cu... merg și... Acum, sigur, noi afișăm hotărârile Consiliului Local așa cum prevede legea, da? Nu toată lumea vine la primărie să le citească, sunt persoane care participă. Eu zic că, până la urmă, și această discuție din vorbă în vorbă nu poate aduce nimic rău. Chiar din contra. Dacă cineva pricepe greșit, dacă vine la primărie, primește lămuriri, că nu e nicio problemă. Dacă vrea să priceapă greșit, atunci nu are de ce să bine, mai vină. Acolo deja nu mai e, n-are rost să mai dar sunt și oameni care pricep. Și e foarte bine. Da, mai departe. Domnule viceprimar, spuneam, ne apropiem de finalul emisiunii, n-aș vrea să punem punct la tot ce discutăm aici, să ne spuneți ceva și despre activitatea culturală care, așa, micuță, cum era aninoasa, cu greutățile care au fost, au fost promovate chiar acțiuni culturale la nivel național, cu copii, cu... Ce se întâmplă din acest punct de vedere? Sigur, tot de banii vorba, dar este deja o tradiție acolo. Cu... Este. Numai că în ultimii ani, din câte știu eu, nu s-a mai continuat, mai pentru subțire, că mai... nu-ți mai permite legea și respectiv trezoreria să prevezi în buget niciun leu pentru absolut nimic în afară de achitarea celor arierate. În acest acum... an... În... Păi nu numai în acest an. Deci această problemă e din, cel puțin din 2010, din câte știu eu. Mai stringente și mai clare, exact. N-ai voie să faci aia, aia. Trezoreria a intrat în, priză, să zicem așa, și nu mai permite să plătești sau să faci chiar orice cu bani. Și atunci, chiar dacă că faci hotărâre de Consiliu Local și îți promovezi chestiile astea, nu se mai poate. Nu există, nu se mai poate cheltui niciun leu decât în alte domenii, în alte direcții, decât în plata datoriilor. Și din acel moment, vă dați seama, tirul cu arcul s-a reușit la momentul respectiv și sunt dublu legitimați la o asociație, la DEVA, la un club sportiv. Care și susține așa, și exact, puteți susțin financiar sportul de performanță și sunt băieți, încă sunt băieți buni, chiar de valoare a fost mondială, și mediatizat, spune, da, nu național. Mediatizat faptul că au pierdut calificările pentru Olimpiadă la 2 mm la țintă. Deci chiar sunt băieți buni. Sunt undeva pe acum, da, noi bine așezați. Am încercat să-i susținem în măsura în care putem, adică să le asigurăm în continuare spațiu și ce putem pentru noi. Pentru antrenament, pentru exact ce aveți acolo. Din păcate, altceva nu putem. Am avut și... Bine, nu puteți și, după cum spuneam, nici n-aveți voie. Nu. Acum că nu. Asta e nu. Legea reglementată. Din câte înțeleg eu de la domnul Viorel Habian, care este antrenorul lor și consilier local, de mult timp nu au mai primit bani, nu numai de acum sau de... Pentru că de unde noi? Nici domnul nu cere, nu? Dar lucrăm bine. Eu așa consider. Am inițiat un proiect de hotărâre și a fost și aprobat să dăm spre administrare. Poate prind ei ceva fonduri pentru acel complex sportiv Anena, care și acela e în paragină, tot datorită, adică, până la urmă, nu chiar în paragină, tot datorită lipsei de bani. Urmează să facă preluarea și încercăm pe asociație să vedem dacă se poate printr-un... Cel puțin se câștigă întreținerea clădirii. Exact, exact. Ei sunt toată ziua acolo, el este un băiat care pune suflet, că până la urmă, fără bani, nu prea... De cursul anilor. Sigur. Acum, ce e de recunoscut, trebuie recunoscut. Nu e...
Și toți, în general, sunt... Domnule viceprimar, în finalul emisiunii noastre, un apel, ce aveți să spuneți locuitorilor orașului Aninoasa, să încheiem totuși într-o atmosferă optimistă. Aninoasa nu moare, nu se predă, nu se lasă și, la modul real, sunt șanse ca împreună, dându-vă mâna administrație, primărie, Consiliul Local, cetățeni, să faceți ceva pentru binele comun al localității. Sigur, dacă tot am ajuns la acest punct... Să nu discutăm că gata, e sfârșit, e insolvență, e eu, nu știu ce. Da, eu cred că Aninoasa nu va dispărea ca entitate, să spunem așa. Nici nu se va lipi. S-a pus cumva din... sau ați avut discuții în acest sens de a schimba statutul localității? Se întâmplă în țară să treacă de la oraș la comună sau... Discuții au fost, sincer, și eu am avut această idee chiar anul trecut și domnul primar am discutat, dar sunt două probleme. Am înțeles eu că acele programe pentru mediul rural s-au cam terminat și urmează să se deruleze sau să se înceapă ceva programe pentru zona urbană și atunci nu știu dacă ar fi benefic pentru noi acum când toate cele proiecte mari până la urmă care s-au derulat și sunt multe comune, într-adevăr, localități care au beneficiat de ele, atunci când se termină să trecem noi. Ăsta ar fi un aspect. Și al doilea aspect, și aici până la urmă este vorba tot de bani. Pentru că domnule viceprimar, sunt și sigur aveți cunoștință de aceste fonduri foarte consistente, europene, pentru mediul rural. Vă spuneam astăzi, am fost la o conferință de presă și am aflat de promovarea unei inițiative legislative care propune trecerea unor zone, știu eu, dealul Babii, adiacente, Cimpa, pentru a fi declarate zone rurale, tocmai în ideea de a putea accesa aceste fonduri. Deci, problema este poate puțin mai complicată, dar nu atât de complicată încât să nu fie rezolvabilă. Sigur că... În primă fază, cineva ar spune, domnule, trec de la un statut mai înalt, de la oraș la comună. Lucru care ar putea fi benefic, nu... rău comunității respective. Sigur că da. În acest nou context, să spunem, european al legislației care se impune sigur din partea Bruxellesului. De asta am și purtat discuții cu, mă rog, domnul primar în principiu vis-a-vis de această problemă. Numai că tot dumnealui spunea că ar fi spus cineva că ar fi bine să mai așteptăm totuși un pic. Păi e bine, acum, treaba trebuie gândită foarte bine. Exact, și nici nu e o decizie pe care o poți lua. Iau o decizie, da, de pe astfel mâine și de unul singur. De unul singur. Trebuie un referendum și așa mai departe. Trebuie o hotărâre. Respectate toate exact, cerințele exact. Care promovează acest lucru. Deci, dar să nu vă întrerup, spuneam, suntem înaintea punctului final. Deci apelul nostru, ce spuneți comunității orașului Aninoasa, mesajul de sfârșit de emisiune. Eu cred că dacă toți ne facem treaba așa cum trebuie și acolo unde trebuie și unde suntem pregătiți, până la urmă, sau puși, sau aleși. Investiți, exact. Nu se poate să moară Aninoasa, zic eu. Nu se poate pune problema. Eu sunt personal optimist în sensul ăsta și o rezolvare vom găsi. Noi încercăm pe cât putem. Dacă și cetățenii ne înțeleg și în măsura în care pot ne și ajută, fiecare pe segmentul lui și pe în ceea ce îl privește, lucrurile trebuie să meargă înspre bine. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Mulțumesc mult domnului viceprimar Adrian Albescu pentru prezența domniei sale în studioul televiziunii Parând. Așadar, încheiem spunând, Aninoasa nu se brădă, merge înainte și cu siguranță toți cei care muncesc și trăiesc în acest oraș cu vechi tradiții minerești
vor avea un viitor sigur și liniștit, cum trebuie să aibă această zonă numită Valea Jiului. În final de emisiune, ca întotdeauna, Ștefan Nemecec vă dorește ca tot ce mai bun și mai frumos să vi se împlinească. Vă doresc o seară liniștită. La revedere, până peste o săptămână.